Femeia, frumusețe, fascinație, mister și putere. Femeia, cântec, poezie, inimă. Femeia, iubită, mamă, muză, sfântă, dar mai presus de toate și înainte de orice, femeie. Fiecare femeie încarnează principiul feminin ultim și ersul. Femeia este cea care îngenunchează marile personalități masculine. Ea răstoarnă tronurile. Ea oprește anii. Pielea ei este de marmură, iar când apare mâna, ea pune în impas întreaga lume. Femeia este preoteasa iubirii. Ea este magiciana albă, cea cu aripile mari și umede, cu ochii transparenți, cea care așteaptă bărbatul pentru a începe paradisul terestru. Când ea se dăruiește lui, într-un moment sacru, îi deschide prin caldă obscuritatea pântecelui ei, poarta către o altă lume. Ea este izvorul virtuților. Femeia adevărată este cea care face din bărbat mai mult decât este. Ea îi este suficientă pentru ca el să existe în plenitudine. Măreția femeii este măreția spiritualității și a sublimului. Dăruirea de sine a femeii este o dăruire către Dumnezeu. Femeia este cea care face posibilă legătura dintre om și Dumnezeu. Ea este cea care face accesul mai ușor la transcendența divină, la tot ceea ce este pur și spiritual. Femeia a creat universul. Ea este însăși corpul universului. Femeia este suportul celor trei lumi. Ea este esența corpului nostru. Nu există altă fericire decât cea produsă de femeie. Nu există altă cale decât cea pe care femeia nu poate deschide. Nu a fost, nu va fi niciodată, nici ieri, nici acum, nici mâine, o altă avere decât femeia. Nici regat, nici loc de pelerinaj, nici yoga, nici rugăciune, nici formulă magică, nici asceză, nici plenitudine mai mare decât cea oferită de femeie. Descoperirea femeii adevărate este o grație. Unirea cu ea cere bunăvoința lui Dumnezeu.